Fetele, la modul general, sunt diferite de băieți și au alte interese, dar când încerci să te apropii de cineva, trebuie să ceri în toate subiectele de discuție până când găsești câteva comune, astfel încât și fata și băiatul să găsească conversația plăcută. În caz contrar, tu ca fată poți fi foarte entuziasmată să vorbești despre câte rase de pisici există pe pământ, doar că lui poate nici nu-i plac pisicile. Așa că astăzi îți voi oferi 5 subiecte de discuție care nouă băieților ni se par interesante. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul subiect este sportul. Noi ca băieți suntem competitivi cam în tot ce facem și sportul este un joc bun pentru a manifesta această competitivitate pentru că stabilește o ierarhie. Tu ca fată nu vrei să ieși la întâlnire cu pierzătorul, te uiți la vârful piramidei, îl vrei pe campion, pe cel mai bun. De aceea noi băieții ne batem între noi pentru a fi pe primul loc. Ăsta nu e singurul motiv, dar este un motiv solid. De aceea o întrebare precum ce sport îți place sau ai practicat vreun sport este o idee super bună. Sunt șanse foarte mari să-i facă plăcere să vorbească pe acest subiect și îi oferă și posibilitatea să se laude puțin pentru că din nou nouă ne place să ne laudăm. A doua idee este să vorbiți despre jocuri. Jocurile pentru băieți reprezintă o scăpare din realitatea care de multe ori poate fi neplăcută. Este o metodă de relaxare. Nu trebuie neapărat să fie jocuri pe calculator. Dacă sunteți la o întâlnire, spre exemplu, puteți să jucați un joc împreună care ție îți place și astfel aveți și despre ce vorbi, dar și ce face. Al treilea subiect este muzica. Am inclus punctul ăsta și în videoclipul destinat băieților pe care îl aveți în colțul din dreapta al ecranului. Cui nu-i place muzica? O întrebare precum ce gen de muzică asculți poate produce o conversație de neuitat. Chiar puteți să băgați o melodie de pe YouTube pe care o știți amândoi și să cântați împreună. Am făcut asta odată la o întâlnire și chiar dacă m-am făcut de râs, pentru că nu am voce, tot a fost super tare. Al patrulea subiect pe care puteți să-l abordați sunt hainele. Dacă vorbiți prin mesaje, poți să-i trimiți două poze cu tine în care porți două rochii diferite și să-i ceri părerea. Chiar dacă părerea lui nu prea contează, poate fi un început interesant de conversație. Puteți vorbi despre diferite stiluri, despre ținutele voastre preferate sau chiar ținutele vedetelor pe care le admirați. Și în final, al cincelea subiect despre care să vorbești cu băiatul de care îți place sunt locurile tari. Poți vorbi cu el despre locurile pe care ți-ai dorit întotdeauna să le vizitezi, locurile în care ai fost sau barul ăla din orașul tău pe care nimeni nu știe unde au băuturi bune. Poți face asta ca un mic indiciu despre unde să te invite la întâlnire, iar dacă nu-și dă seama, poți să-l inviți chiar tu. Nu văd o problemă ca o fată să inițieze prima întâlnire, ba chiar când mi s-a întâmplat mie, relația dintre noi a funcționat mai bine. Și în final vreau să spun că ar trebui să discuți cu el subiecte care te pasionează și pe tine, nu să te dai fan Craiova, pentru că știi că ține el cu Craiova, chiar dacă tu ții cu Steaua. În fine, sper că ai înțeles ideea. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dați follow și la pagina mea de Instagram numită Stickered, de unde puteți cumpăra stickere personalizate cu doar 2 lei, livrare gratuită în Craiova și 10 lei în afară. Stickerele se pot lipi pe aproape orice suprafață, pe caiete, pe plenare sau chiar pe laptop. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita! Pune eu reușită, nu rateu, pa, pa!